rog și rămâne frumos. Așa s-a întâmplat în anul ăla, am găsit ciocolata cu fratele, am mutat aproape jumătate de tavă, ținte acum și mai bine de jumătate de tavă. Am acertat pe mine, nu special că știa că scapă rotuții. Și că atunci am plâns și am plecat în camera mea și am zis că zilească, nu o să fie o mare afacă ciocolata mea și nu o să ne trească la artic. Am cunoscut la un moment dat, de amici care după aia mi-au devenit și prieteni, Dick Regian și încă unul austriacă și din discuție cu ei doi a început practic toată treaba asta, a fost foarte interesant pentru că Regian, văzând că